viitorul clubului este periclitat. Probabil că vom ajunge la desființare. În același timp, pot să vă spun următorul lucru. Consiliul Județean și Consiliul Local Municipal sunt membrii fondatori ai acestui club. Spre deosebire de alte sporturi, că s-a tot vehiculat ideea, fotbal, box și alte chestiuni, aici, în acest club, Consiliul Județean și Consiliul Local sunt membrii fondatori și au luat un angajament în anul 2006 și au înființat această asociație. De asemenea, în statutul asociației se vorbește de alocarea unei contribuții pentru realizarea obiectivelor pe care clubul și le propune. Deci nici de cum, de contract de finanțare, de contract de asociere. Acum eu nu vreau să spun că ceea ce s-a făcut până în prezent a fost eronat. Dovadă că au venit diferite instituții, au verificat și n-au ajuns la o concluzie foarte dură în privința asta, în afară de, la un moment dat, s-a pus în discuție modul de cheltuire a acestor sume. Într-adevăr, domnul Nechita a sesizat foarte bine problema milionului alocat. În același timp, vreau să vă spun că există, cel puțin, clubul de handbal a depus la Secretariatul, la Registratura Consiliului Județean, inclusiv copie după hotărârea adunării generale în care a fost solicitat bugetul și fundamentat de altfel. Deci, el este compus din 2,5 milioane de contribuții a Consiliului Județean. A fost solicitat 1 milion din partea Consiliului Local și au fost și ceva venituri proprii. În componența acestui buget. Consiliul Local a avut în luna ianuarie ședința prin care a votat și a stabilit contribuția pentru clubul de handbal. De la 1 milion au redus-o la 695.000, exact ca în 2015. Numai că și în 2015, din contribuția de 695.000 votată de consilieri, a fost plătită efectiv 6.450 de lei la finalul anului. De asemenea, Consiliul Județean anul trecut a aprobat o contribuție de 1.800.000 de lei, din care au fost reținuți a fost reținută o sumă de 1,5 milioane aproximativ. Da, 150.000, 1,5 miliarde. A fost vorba de acel titlu executoriu, un litigiu, da, a unui fost antrenor care a câștigat în instanță drepturile salariale. Deci, și această sumă a fost cumva diminuată, fără voia noastră de altfel, cu 150.000. Deci ne-am bazat pe un buget de 1.650.000 din partea Consiliului cu 645.000 din partea Consiliului Local. Fonduri proprii au fost anul trecut în valoare de 151.000, constând în sponsorizări și vânzări de bilete și alte titluri, alte sume de bani încasate, din drepturi de televiziune și alte chestiuni. Deci,